Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Secrete de Familie. Această ediție este filmată la Cercul Militar. Suntem în aceleași sărbători centenar 100. La mulți ani, România la mulți ani, Pământ Românesc la mulți ani, Armate Române, poporului român, pe 25 octombrie sărbătorim Armata Română. Oamenii care s-au jertfit, care au luptat pentru o Românie liberă. Până la o nouă ediție, vă invit să urmăriți acest program, unde o să vedeți copii minunați, unde o să vedeți romașcanii noștri care au știut să pregătească și care aduc un omagiu celor care s-au jertfit pentru țară și care au luptat pentru pământul nostru românesc. La revedere și nu închei până când nu vă spun, aveți grijă de familia dumneavoastră. Se intonează imnul de stat al României. Centenarul 100, discutăm cu domnul... Locotenent colonel Stafi Florin, comandantul batalionului 43, aprovizionare și transport, Roman I Mușat. Ce avem aici noi? Ce ne prezentați nou, centenarul 100? Promiteam anul trecut, cam în aceeași perioadă, asemenea activități culturale, educative, nu se vor sfârși odată cu... Anul trecut aniversam 15 ani de la înființarea batalionului și promiteam, așa cum spuneam, că asemenea activități nu se vor continua odată cu aniversarea batalionului, ele vor continua. Drept pentru care ne-am ținut promisiunea și astăzi, în sala mare a Cercului Militar, participăm împreună la simpozionul cultural-artistic 100 de ani de istorie într-o 100 de cuvinte, 1918-2021.
2018. Ne revine obligația morală să îi cinstim pe cei care ne-au dat libertate, care au prețuit acest pământ, care s-au jertfit pentru acest pământ. Sigur că da, în preajma Zilei Armatei României, în preajma Zilei Armatei României și în, mai ales în an centenar, trebuie să vedem această activitate nu neapărat ca un lucru imaterial. Centenarul, în dimensiunea lui, alături de Armata României, reprezintă o dimensiune spirituală, o dimensiune culturală, o dimensiune educativă și, nu în ultimul rând, o dimensiune patriotică. Ne revine obligația ca noi cei care astăzi suntem în activitate, atât cadre militare cât și societatea civilă, să-i cinstim pe cei care acum 100 de ani, și nu numai acum 100 de ani, ci pe parcursul celor 100 de ani, și-au dus idealul până la capăt, acela de a vedea o Românie mare, o Românie frumoasă, o Românie cu oameni liberi, cu oameni frumoși, așa cum suntem noi românii. Și mai ales o Românie unde oamenii vorbesc liber și își permit ceea ce au făcut înaintașii noștri să le aducă un omagiu, mai ales personalităților din jurul romanului. Invit pe domnul Locotenent Bunescu, Gheorghe Stafi, comandantul batalionului 43 a Adunării și Transport Roman în Timișoara, să ia cuvânt. Mulțumesc! Stimate domnule general major, doamnă viceprimar al municipiului Roman, domnule comandant al garnizoanei Roman, doamnelor și domnilor profesori, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, soldați, gradați, profesioniști, activi de rezervă sau retragere, distinși invitați, dragi copii. Vă rog să-mi permiteți să vă urez un călduros bine ați revenit în cercul militar din garnizoana Roman, cu ocazia simpozionului 100 de ani de istorie într-o 100 de cuvinte, 1918-2018. Organizat de către Batalionul 43 a Provizionare și Transport Roman în Timișoara, din cadrul bazei 3 logistice Zargidaba, având ca partener instituțional Liceul Teologic Episcop Melchisedec, Asociația Cultul Eroilor Regina Maria Filiala Neamț și Școala Gimnazială Vasile Alexandru din Roma. Evenimentul de astăzi se dorește a fi un recurs la memorie, o cuvenită reverență artistică închinată celor care, prin jertfa lor, au nobilat neamul românesc, clădind temelia României mari. Astăzi, în preajma Zilei Armatei României, în an centenar, ne-am propus un moment de reflexie profundă asupra ceea ce a însemnat un veac de istorie, veac întregit de forțele creatoare ale culturii românești, prezente și astăzi, acum, în sală. Armata, biserica, școala și administrația locală. Cele 100 de cuvinte alese de noi reprezintă chintesența unei creații naționale, ele fiind simbolul generațiilor care, dincolo de interesele personale, de dogmele sau perceptele unor orânduiri, și-au desăvârșit idealurile pentru care au luptat, limitându-se în crezul lor la sacrificiu, onoare și demnitate. 100 de ani înseamnă principii, înseamnă credință, înseamnă valori. Armata României și-a definit existența, asumându-și prin trecut, prezent și viitor, rolul major de cristalizare a ființei românești, unind sub umbrela durabilității întreg patrimoniu spiritual al jertfei nemuritoare. Principala dimensiune a centenarului este cea educativă, pentru ca tânăra generație, beneficiara zestrei ancestrale, dar și societatea românească în ansamblul ei, să-și însușească valorile, atitudinea și convingerile patriotice, să înțeleagă în egală măsură mesajul și sacrificiul înaintașilor noștri. Astăzi, în această sală, se regăsesc împreună trecutul, prezentul și viitorul. Nu prin diferențieri temporale, ci prin memorie, prin acțiuni și dorințe sau vise încă neîmplinite. În calitate de gazdă, le mulțumesc venerabililor camarazi pentru disponibilitate, mă onorează prezența unitarilor activ, profesional și mă încarcă de optimism energia debordantă a copiilor. În cele ce urmează, le vor prezenta într-un ritm cu adevărat ostășesc. Ne vor purta în atmosfera începutului de dat 20, corul de copii ai școlii Vasile Alexandrii, îndrumat de doamna învățătoare Breja, urmați fiind într-o trecere a Carpaților artistici de corala Liceului Teologic Episcop Melchisedec, dirijată de domnul profesor Dozar Gheorghe. În partea a doua, distinșii noștri invitați vor trage o cortină imaginară peste vremurile de astăzi, încercând să ne atragă într-o retranslație metafizică în lumea anilor 1900.
Nu în ultimul rând, mă bucură nespus prezența din nou în mijlocul nostru a domnului colonel în rezervă Sterian Cojocaru, nostru patriot și pasionat de moda războiului, care ne prezintă și ne reprezintă uniformele militare din primul război mondial. Expoziția va fi prezentată de către domnul colonel după încheierea evenimentului artistic. În speranța că ne vom delecta împreună cu o seară reușită, vă mulțumesc deocamdată și vă doresc audiție plăcută. Mulțumesc! Bună seara și bine v-am găsit! Este un privilegiu să fim în mijlocul dumneavoastră pentru a sărbători 100 de ani de România. Acești copii, prezenți aici, au venit cu sufletul lor de români să vă prezinte cântece românești. Vin de la școala gimnazială Vasile Alexandrii, care pe 2 noiembrie împlinește 186 de ani de existență. Și școala noastră este o școală centenară. Ne bucurăm să fim în mijlocul dumneavoastră, în mijlocul celor care stați de strajă la hotarele țării în nobila misiune pe care o aveți. Onoare și respect Armatei Române. Vă mulțumim! Bună ziua și bine v-am găsit! Elevii școlii gimnaziale Vasile Alexandrii Rome vă prezintă programul artistic O școală centenară sărbătorește centenarul Marii Unirii. În deschidere, corul de copii al clasei a 4-a va interpreta cântecele Doamne, ocrotește pe român și imnul centenarului. De asemenea, vom reîncânta cu cântece populare românești soliștii vocali Teodora Buzdugan, Raluca Maria Rachieru, Miruna Samson, Mihai Crăciun și Diandra Bancu. Vă mulțumesc și să-i aplaudăm pe acești minunați copii. Thank you.
declarația de unire a Basarabiei cu România la 27 martie 1918. În numele poporului Basarabiei, spațiul țării declară: Republica Democratică Moldovenească, Basarabia, în hotarele dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, rupt acum 100 și mai bine de ani din vechiul Moldovei. De azi, înainte și pentru totdeauna, se unește cu mama sa, România. Declarația de unire a Bucovinei cu România la 15-28 noiembrie 1918. Congresul General al Bucovinei, întrunit azi la Cernăuți, consideră că Bucovina, care cuprinde vechile ținuturi ale Sucevei și Cernăuților, a făcut pur parte din Moldova. Noi, Congresul General al Bucovinei, întrupând suprema putere a țării și fiind investit singur cu putere legiuitoare, în numele suveranității naționale, hotărâm unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Cernăuți, Colacin și Nistru, cu regatul România. Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia, de la 18 noiembrie. 1 decembrie 1918. Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați trei reprezentanții lor la Alba Iulia, în 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Adunarea Națională proclamată, îndeosebi, dreptul inalienabil a națiunii române la întreg Banatul, cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre. Nu uita oamenii chiar o sută.
străine, muncesc pentru mâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem o cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este Siberia, pădurea și zborul. Ne doi nași vioara, eroi ce șeapă somnul. De această dată cu domnul colonel în rezervă Oprea despre evenimentul care se petrece aici la Cercul Militar. Bine v-am găsit! Mulțumesc! Bine ați venit la noi! Cercul Militar organizează astăzi o activitate dedicată centenarului. În cadrul activităților care s-au desfășurat în acest an, această activitate este foarte importantă, având în vedere că urmează și Ziua Armatei, deci tot o sărbătoare a eroilor. Noi, la Cercul Militar, am organizat expoziții, am prezentat pliante, am desfășurat simpozioane și alte activități. Astăzi, în cadrul simpozionului care s-a organizat aici, voi prezenta monumentele reîntregirii României Mari, respectiv acele monumente care sunt de căpătâi pentru România. Aceste monumente sunt cele care se găsesc pe fostele câmpuri de luptă și, bineînțeles, monumentele care s-au înălțat cu ocazia reîntregirii, a încoronării regilor României și în cinstea tuturor eroilor din primul război mondial. În România sunt peste 11.500 de astfel de monumente care sunt dedicate eroilor români și străini, pentru că parte din monumente sunt înhumați și militari din țările beligerante, care au fost adversari. Începând din 1914, împreună cu colegii mei din asociație, am făcut vizite la monumente, respectiv la Monumentul Eroilor de la Focșani, Monumentul de la Mausoleul de la Mărășești, de la Soveja, ulterior Valea Uituzului, chiar săptămâna trecută am fost pentru documentare și la Măgura. În aceste monumente sunt osemintele a zeci de mii de ostași care s-au jertfit pentru patrie.
din ceea ce spune istoricul Chirițescu, sunt peste 220.000 de asemenea ostași jertfiți pentru țară, care își găsesc somnul în pământul țării și parte din ei, cei mai mulți, în aceste monumente de care poporul român a avut grijă să le facă. Desigur că jertfa lor nu poate fi uitată niciodată și atunci când intrăm în aceste monumente, atunci când simțim măreția lor, răceala aerului care este acolo, dar și încărcătura emoțională pe care o avem datorită jertfei lor, ne gândim ce anume i-a împins pe ei cu atâta avânt în război. Avânt care, așa cum vedem pe monumente, este reprezentat de acei vulturi cu aripile deschise. Deci, dragostea de țară, de asemenea de pământul lor, dragostea pentru neam, a fost motorul acestor acțiuni în condiții foarte grele, având în vedere că inclusiv militarii, sau în special militarii diviziei 7 din Roman, au luptat la Oituz, acolo unde lupta s-a dus pe dealuri, pe munți și nici de cum pe șes ca infanteriștii. Ajutorul primit acolo din partea grănicerilor și a vânătorilor de munte a fost hotăritor în momente în care inamicul ajunsese până aproape de Oituz, pe unele direcții chiar intrase în Oituz. Vă mulțumim și aducem și noi un pios omagiu celor care s-au jertfit pentru bucățica asta de pământ a noastră. Stimați invitați, stimați oficiali, stimați preoți, sunt de la Macău, cu jocarul în viagere. Căsoresc o asociație militare care are ca moto să oferim tinerii generații o lecție de istorie. Pentru aceasta am Macău colaborat cu liceele de acolo și gimnaziile, iar aici am avut onoarea și plăcerea să colaborez cu liceul teologic. Copiii dumneavoastră, până vă ajunge preot, mai ca să hrana militară. Să știți că de-a lungul timpului biserica și armata au ținut poporul român în picioare. Copiii noștri sunt îmbrăcați în uniforma regimentului 27 infanterii. O să vă prezint ca uniforme și vă fac o mică paranteză, pentru că acest regiment a dus lupte crâncene pe dealul Cereșoaie, în zona Oituz. Toate luptele de acolo țin de denumirea generică Oituz. Au fost lupte la Cereșoaie, la Costa, la Grozești, care era Oituzul de astăzi, chema înainte Grozești. Cele două culmi, Costa și Cereșoaia, acolo au fost cele mai dure lupte și acolo armata română a reușit să țină inamicul pe loc, să nu dezvolte ofensiva, să ajungă pe Valea Săretului, să facă legătura cu ceilalți și, în fine, am fi pierdut război. Acest regiment, cu regimentul 13 infanterii, a luptat pe dealul Cereșoaia, care a reușit să-l menține inamicul în pozițiile lui, să nu lasă să dezvolte ofensiva, dar au venit ajutor batalionul 1 vânător de munte din la Târgu Neamț, care a venit pe jos, a ajuns de fapt de seară, au avut noroc de a întâlni un cioban Elisei, care a dus în spatele lumilor inamici. Dimineața a făcut atac în două părți și au reușit să-i câștige acea bătălie. Opresc prezentările istoricii. O să mai vină cine să vă prezinte și să vă prezint uniformele. Sunt uniformele armate române de primul război mondial. Ea se compunea, iau de culoare gri ca să începuse să fie necesitatea de a se confunda uniforma cu terenul. Și această uniformă gri era adecvată. Rușii aveau maroniu, ca și bulgarii, nemții fărgeau, și după aia s-au mai schimbat actualmente uniforma mozaică. Uniforma se compunea dintr-un capelă, care este element tipic românesc al armatei române pentru acoperit capul, un veston cu două buzunare, după aia pantaloni, iar deci gri, pantaloni, în picioare ei aveau atunci bocanci și monetieri, fiindcă fac parte din gardă, se echipați cu cizme.
În dotare avea o pușcă, carabină Mauser K98, care era fabricată, deci primele au fost în 1898, care au fost foarte bune și s-au folosit și la al doilea, și la primul și la al doilea. Noi atunci n-am avut numai pușcă de asta, am avut foarte puțin de asta, am avut de toate felurile. Și francezești, și austrieci, și alemani sunt fabricate în chel. Uniforma la infanterist, iau infanterist, avea tălchicii roșii, culoarea infanterii, paspoal pe epolet tot roșu și la capele și cifra 27 a regimentului și la capele și la epolet. Dar vă prezint acum celălalt soldat este uniformă de artilerie, diferă pascoalele care sunt pe negru, restul este caporal, face parte din regimentul 10 din Bacău, era dotat cu o baionetă mai lungă decât ceilalți, tot cu pușcă în mauze, cartușe, am uitat să vă zic la ceilalți, pascoalele iau cu negru, așa la ecolești, la capelul cu tot cu negru, cu numărul 10 al regimentului. Patru artilerii și aveau pantaloni negri. Eu port uniformul de major, de tot regim de infanterie, regimentul 27 infanterie, care este de vară, este din doc, așa, pantalonii sunt la uniforma de iarnă, că așa era atunci. Tot am cizmic, dar să știți că și ofițerii, tot cu bocanci, n-aveau moletere, aveau niște pompare de piele. Ofițerii mi-au dotat cu pistol austriac, marca Steyr, fabricat de 1911, toată armata avea așa, cu acest armament pentru la oficier, și sabii, toți ofițerii aveau sabii care în lupte se foloseau mai puțin, numai cavalerii le foloseau efectiv în lupte. Cam atât am avut să vă prezint. Aveam aici steagul, în primul război mondial al armatei, care era steagul regelui Ferdinand. Pe porciul era sigilul domnesc al regelui Ferdinand, două litere AF spate în spate și aici era emblema României, iar în centru ei era simbolul casei regale, un scut mic, negru cu alb, care era casei din Hohenzollern. Pentru noi, regii de acolo vorbeneam. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă o să mai fim un invitat, o să fiu cu mare plăcere în garnizoana dumneavoastră. Îmi revine onoarea să discut cu domnul profesor Plenchea, care m-a sprijinit și a ajutat întotdeauna cu sărbătoarea centenară 100. Bine ați revenit, domn profesor, lângă noi, în acest eveniment, în această zi de sărbătoare. Sărămâinile și bine ați venit la activitatea organizată de Cercul Militar Roman, cu deosebit respect pentru cei care s-au străduit de a organiza această activitate, în memoria celor care s-au jertfit acum 100 de ani, pentru a realiza România Mare. Îmi revine o mică contribuție la această activitate, în sensul că vreau să dezvălui publicului venit aici ceea ce a făcut un cetățean de-al nostru, un conorășean de-al nostru, un romașcan de-al nostru, e vorba de colonelul în retragere Constantin Chiper, care este cetățean romașcan prin adopție, fratele său a trăit aici și este președintele Asociației Veteranilor de Război și a Cultului Reginei Maria pe județul Prahova și care a scris acum 10 ani o carte al cincilea volum practic, Veterani în slujba patriei, în care pentru prima dată se pun și se afișează numele soldaților și din zona romană și din fostul județ roman care s-au jertfit și în războiul de răsărit împotriva unii sovietice pentru
Lipirea, Basarabiei și Bucovinei, de asemenea despre formarea unităților militare din Roman în timpul regelui Carol I și precum și vizitele pe care le-a făcut regele Carol I, manevrele regale care s-au făcut în orașul nostru și apoi participarea armatelor, unităților militare în orașul nostru la primul război mondial, războiul de reîntregire a neamului. Această activitate este dedicată tuturor acelor eroi, sutelor de mii de eroi care s-au jertfit pentru ca noi astăzi să trăim liberi sub un soare senin, blând și să fim cât mai apropiați între noi. Am să vă citesc un pic doar atât ce spune în 1917 un senator american, Myron Herrick: ce minunat popor sunteți voi, ce minunat popor e acela din care vă trageți. Sunteți strănepoții unui popor pe urmele căruia noi, aceștia de azi, ne-am ridicat. Și cât de frumoasă istorie este istoria voastră. Care popor din lume are o urmă istorică așa ca cea voastră? Aceste cuvinte îi aparțin volumului Bătăile Mareșalului Prezan, între autoritate și modestie, scris de Grigore Stamate și Mihai Hodorogea. Domnul Hodorogea l-am avut în emisiune, este concetățean cumva din Băcești, județul Vaslui. Am făcut emisiunea, a scris despre Mareșalul Prezan, pe care noi, postul Roman TV, l-am sărbătorit, tocmai în contextul celor 100... din Roman, care a emis emisiuni referitoare la Mareșalul Constantin Prezan. Și dumneavoastră ne-ați sprijinit. Mă rog, dar ceea ce ați făcut și apoi și celelalte televiziuni și activități au preluat inițiativa dumneavoastră. Și vreau să vă spun toată stima și lauda pentru cei de la Muzeul Județean Vaslui, care împreună cu dumneavoastră, pe 21 august, ați organizat activitatea de la Schinetea, locul moșia Mareșalului Prezan și locul său de veci. Acolo a și fost înmormântat. Și de aceea trebuie să ne aducem aminte cu respect pentru marele erou al națiunii române. De ce? Pentru că el n-a fost pomenit în cărțile de istorie. Asta trebuie să înțeleagă lumea din 48 încoace. A fost scos, dar a dat două lovituri bolșevismului. Prima, inițiativa din Iași, când au venit trupele secrete ale lui Colceac și au vrut să aresteze casa regală în întregime și să dea un puci atunci la Iași, și Mareșalul Prezan a reușit și a anihilat această activitate. Și al doilea, a doua lovitură pe care o dă Prezan bolșevismului când participă și comandă trupele române împotriva revoluționarilor bolșevici conduși de Bela Kun din Budapesta în 1919. Și un soldat moldovean și-a atârnat opinca pe turnul Parlamentului maghiar, arătând acolo că România au dreptate întotdeauna. Da, și de aceea el n-a fost pomenit în istorie. Acum de bei se face dreptatea mult așteptată, pe care un om stimat, respectat, un model de comportament. Autoritate și modestie sau... A fost un model de comportament, pentru că comparativ cu mulți îl laudă pe generalul Averescu. Nu există termen de comparație. Nu există termen de comparație pentru că a fost un model pentru tineret, pentru soldații săi, și a fost atât de adulat, atât de iubit, pentru că la moartea sa au venit la Schinetea, că acolo a fost înmormântat, au venit somități ale academiei, ale universităților, regele, mareșalul Antonescu, deci fostul său subordonat, era major pe vremea primului război mondial, și au venit la mormântare sute și sute de politicieni. Nu s-a mai văzut așa nici la altă personalitate politică sau militară. În această sărbătoare l-am întâlnit pe părintele Amarinei Ionuț, Melchisedec, da? Da, sunt alături de corul elevilor seminariului din Liceul Teologic Episcop Melchisedec din Roman, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Ioachim. Suntem alături de cercul militar, odată cu această activitate minunată de evocare a jertfelor cu care s-au făurit acum 100 de ani toate aceste lucruri mărețe, culminând cu statul național unitar român. Consider că
Inițiativa aceasta este benefică, atât din punct de vedere anamnetic, deoarece toți cei ce sunt de față au ocazia să reproducă aieve în minte ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Și de ce nu, făcând recursul la istorie, avem ocazia unor de a lua exemplu de la bunele practici ale înaintașilor și, nu în ultimul rând, suntem în măsură să prețuim mai mult ceea ce am primit fără să fi luptat noi pentru acest dar, ci beneficiind cumva fără a fi avut merite speciale. Vom fi învingători.
și la rău, român de 2000 de ani. Noi am trăit ca frații alături cu carpații și n-am dus lipsă de dușmani. Noi am trăit ca frații alături cu carpații și n-am dus lipsă de dușmani. Dumnezeu de sus, locul aici la pus, cu dealuri cu mulți cușesc, cu văi și cu lungi și cu ape duși, Dumnezeu mi l-a ales. Românie mare, privește către soare, că-și lăcrimează cineva. O pasăre răpită, cu forța și rănită, e sora Basarabia. O pasăre răpită, cu forța și rănită, e sora Basarabia. Dumnezeu de sus, locul aici la pus, cu dealuri cu mulți cușesc, cu văi și cu lungi și cu ape dulci, Dumnezeu mi l-a ales. Am deal de peste munți, pe tine te vor mulți, tu ești al nostru, nu al lor. Ardeal inima spune, al nostru vei rămâne, ardeal ești al românilor. Ardeal inima spune, al nostru vei rămâne, ardeal ești al românilor. Dumnezeu de sus, locul aici la pus, cu dealuri cu mulți cușesc, cu văi și cu lungi și cu ape dulci, Dumnezeu mi l-a ales. Dumnezeu de sus, locul aici la pus, cu dealuri cu mulți cușesc, cu văi și cu lungi și cu ape dulci, Dumnezeu mi l-a ales. Așa-i românul când se veselește, ca și stejarul când îl mugurește. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când e înverzit. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când e înverzit. Țara-i mânoasă și în fericire, poate oricine să trăiască în ea. Așa mea mamă, ce o am pe lume, e tot ce am mai sfânt în ea. Și plăcuiți de multele poții. Aveam o țară scumpă și mândră, avem și iarăși vom avea. Dușmanul care astăzi râde va tremura privind la ea. Pădurile și alții
apele poporul și inima limpie ti s-a luat. Dar într-o zi se va trezi poporul să fie ardeal la fel ca altădat. Aveam o țară scumpă și mândră, avem și iarăși vom avea. Dușmanul care astăzi râde va tremura privind la ea. Dușmanului nici când nu te-o-n plăsa. Aveam o țară scumpă și mândră, avem și iarăși vom avea. Dușmanul care astăzi râde va tremura privind la ea. Aveam o țară scumpă și mândră, avem și iarăși vom avea. Dușmanul care astăzi râde va tremura privind la ea. Trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, mai avem un lucru sfânt. O câmpiu s-a natal, o clopotniță pe deal, o clopotniță pe deal. Frați români, timpul iară, nu lăsa sara să moară. Avem multe lucruri sfinte, hai să mergem înainte. Cât timp mai avem cuvânt și o bucată de pământ, cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Cât timp mai avem cuvânt și o bucată de bucuria și năpasta, bucuria și năpasta. Când am fost de greu în ea, tot rămâne țara mea, tot rămâne țara mea. Frați români, e timpul iară, nu lăsa sara să moară. Avem multe lucruri sfinte, hai să mergem înainte. Cât timp mai avem cuvânt și o bucată de sfinte. Cât timp mai avem cuvânt și o bucată de pământ, cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Hai la briu, la briu, la briu, și la secera de greu. Voicică verde, verde dintre voi, ia-ți brâul ca la munte, măi flăcăi, ca la munte, ca la câmp, noi una știm, când jucăm un brâu cu toți ne veselim. Pe și de brâu și de curele, uite așa, și de bete frumoase.
mușele iar așa, sus obicile cu toții până fi, că la noapte de soruri pe lângă urbi. Eco! Și încă o dată mai flăcăi, eco! Că așa pe urpe la noi, eco! Și încă o dată mai flăcăi, eco! Că așa pe urpe la noi, tri-l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 i, tri-li-li-li-li-li-li-li, tot înainte și-și-și. Ține bine, moșule, hai, hai, că o să-ți crezi obicile, hai, hai, și o să-ți vince petele, hai, hai, și o să râdă petele. Ține așa la fine într-una tot lăsa, până când răsare luna tot așa, ca la coș și câmpul unde zurgălă, ea mai bateți câte una, mai frăcă. Potecuța! Ah, 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 ah.